Iubiți frați, iubite surori, în timpul care ne-a mai rămas, ne vom delecta sau ne vom hrăni din Evanghelia după Matei, petrecând cu vestea bună a împărăției lui Dumnezeu din această Evanghelie a vameșului Matei. Dacă în duminicile trecute, fratele Ionică, apoi fratele Valentin, apoi fratele Rudi, ne-au învățat cum să ne rugăm, de ce să ne rugăm, când să ne rugăm. Astăzi vom vorbi despre post. Și acest text face parte din Predica de pe Munte, capitolele 5-7 din Matei. Această predică de pe munte ne este dată ca o mostră a felului, ca un model, practic, a felului cum Domnul Iisus îi învăța pe ucenici despre Împărăția lui Dumnezeu. Mulți exegeți consideră această predică munte ca constituția Împărăției lui Dumnezeu pe planul ei terestru, adică aici, pe pământ, între noi. De fapt, Domnul Iisus spunea în Matei 7:24: de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om care și-a construit casa pe stâncă, au venit valurile, au venit șuvoaiele, au venit vânturile, au lovit în casă, dar ea nu s-a clătinat pentru că avea casa zidită pe stâncă. Și mi-a plăcut foarte tare ceea ce spunea fratele Nelu despre caracter. Caracterul determină conduita, dar caracterul nu se formează acolo sus, ci se formează aici jos. Foarte frumos spus. Pentru că noi oamenii trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu încă aici pe pământ. După ce trecem de aici, e cam improbabil să mai ajungem dacă n-am făcut ce trebuie. De fapt, ca să intrăm în Împărăția Cerurilor, Pavel ne spune în 1 Tesalonicen, sau în Filipeni, că cetăția noastră este în ceruri. Dar nu poate fi, nu o putem obține decât aici. Lecția privitoare la post o găsim în Matei, capitolul 6, de la 16 la 18. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Știți cine făcea așa? În templu chiar spunea unul: eu postez de atâtea ori, eu fac milostenie și așa mai departe. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. E destul de scurtă lecția despre post, dar se poate dezvolta foarte mult, foarte tare, pentru că avem atâtea și atâtea exemple în Sfânta Scriptură cum oamenii lui Dumnezeu au adus, au postit și multe evenimente s-au întâmplat datorită postului. Voi căuta în câteva cuvinte să aduc câteva exemple privitoare la aceasta. Dacă suntem urmașii Domnului nostru Iisus, nu vom uita despre post. De ce? Pentru că Domnul Iisus n-a spus dacă cumva postiți, ci El a spus când postiți. Arătând că ucenicii Domnului Iisus trebuia să fie preocupați de aceasta. De fapt, Domnul Iisus spune același lucru cu câteva versete înainte, și despre mărinimie, și despre rugăciune. Domnul Iisus n-a spus dacă cumva vă rugați, ci a spus când vă rugați. Domnul Iisus n-a spus dacă cumva faceți milostenie, ci a spus voi când faceți milostenie. De fapt, aceste lucruri nu ne-au fost date ca facultative. Nici de cum. Aceste lucruri ne-au fost date ca imperative, adică ca porunci. Ucenicii lui Hristos trebuiau să facă
Trebuie să facă aceste lucruri. Dacă ești cu adevărat ucenicul lui Hristos. Milostenia, rugăciunea și postul sunt privite în Scriptură oarecum. Ca investiții pe tărâm spiritual. Nu poți duce banii cu tine în cer, dar poți să-i trimiți înainte. Privitor la investiții, la milostenie. De fapt, spunea un gânditor că timpul petrecut cu Dumnezeu este o investiție pentru veșnicie. Mi-a plăcut cum m-a gândit, pentru că cu cât facem mai mult pentru Domnul, cu cât ne adunăm mai multe comori pentru Domnul și ne lăsăm pe plan, alte planuri celelalte, cu atât va fi mai bine pentru noi. Cu atât vom fi mai siguri că ajungem unde, frate Nelu, toți împreună. Acolo unde ne chemăm. Da. Atunci când suntem asaltați de cel rău, postul și rugăciunea sunt armele pe care le avem la îndemână și le putem folosi. Nu trebuie să le cumpărăm de la nimeni, nu trebuie să le încărcăm, să le descărcăm, să tragem sau să facem alte lucruri. Le avem la îndemână și le putem folosi fiecare. Pentru că investiția și postul sunt mijloace concrete prin care sfințim numele Lui Dumnezeu. Pentru a îndeplini voia Sa. Oricare este voia Lui Dumnezeu în ce ne privește pe noi. Sfințirea noastră. Mulțumesc! Ne amintim un exemplu dat de Matei în capitolul 17, când un om vine la Domnul Iisus, îi cade la picioare și îi spune: te rog, ajută-l pe fiul meu. Este lunatic. De multe ori cade în foc și cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și nu l-au putut ajuta cu nimic. Te rog, vindecă-l tu. Domnul Iisus, după cum se amintea și de către fratele Ioan, a făcut mult, nenumărate vindecări. A făcut-o și de data aceasta, ca la urmă ucenicii să vină, după ce l-au adus la ei și nu au putut să facă nimic, să-l întrebe: noi de ce n-am reușit să facem acest lucru? Care a fost răspunsul Domnului Iisus? Din pricina puținei voastre credințe, pentru că acest fel de dragi nu poate fi scos decât cu post și rugăciune. O, de câte ori și între noi. Și am avut un caz aici. Unii și-l vor aduce aminte. Când așa ne izbeau niște spirite din toate părțile. Și a fost o intervenție miraculoasă. Toate s-au liniștit și totul a ieșit bine. Cei care au fost prezenți știu la ce mă refer. Privitor la post, Domnul Iisus nu le-a poruncit ucenicilor o zi expresă sau zile exprese când să postească. Cu toate acestea, atât Matei, cât și Luca, cât și Marcu pomenesc acest eveniment. Eu am să redau pe cel din Matei. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și farisei, adică ucenicii lui Ioan și farisei, postim de mai multe ori și ucenicii tăi nu o fac? Care a fost răspunsul Domnului Iisus? Pot posti nuntașii, pot jeli nuntașii, pot posti nuntașii când... Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat și atunci vor posti. Este un indiciu acesta că trebuie să ai niște situații când să postești. Deși pentru, vom vedea noi mai târziu, că pentru unii oameni ai lui Dumnezeu postul a devenit un obicei regulat. Da. Nici pentru dărnicie, nici pentru rugăciune și nici pentru post nu avem zile exprese când ni se spune: aveți zilele astea, postiți, rugați-vă și fiți darnici. Cu toate acestea, să nu uităm că înaintașii noștri nu ne-au lăsat văduviți, ci ne-au lăsat diferite ocazii prin care ne arată să facem aceste lucruri, după cum zicea Domnul Iisus. Voi așa să faceți, sau voi așa să fiți. De exemplu, în Iacov 5:16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă pentru ca să vă vindecați. Căci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Privitor la milostenie, Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 9:7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nu cu sila, căci pe acela care dă cu bucurie, Dumnezeu îl iubește. Deseori ne bat la poartă tot felul de oameni. Ce facem, dragi? Ne facem că n-auzim? Sau indiferent cine ar fi, deschidem poarta și îi dăm. Ce avem? Nu ceea ce aruncăm. Nu se dă ceea ce se aruncă. Se dă din bunul folosibil. Privitor la ceea ce ne învață Apostolul Pavel tot în Corinteni 7:5, el ne spune, îndeletniciți-vă cu postul și rugăciunea. Ca mai apoi, în 1 Corinteni 1:11, se ne spune, călcați pe urmele mele, după cum și eu calc pe urmele lui Hristos. În osteneri, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. 2 Corinteni 11:27. Și îmi place cum în Psalmul 109, David, după un post, afirmă că mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune. După un post îndelungat, s-ar putea să devenim foarte slab fizic. Dar, spiritual, vei fi mult mai întărit. Și ne-o spune foarte frumos Apostolul Pavel, de aceea noi nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Părtășia cu Dumnezeu este mult mai profundă atunci când postim. Să vedem acum câteva, să răspundem, mai bine zis, la câteva întrebări pe care le naște această lecție a postului. Ce este postul? Care sunt câteva tipuri de post care apar în Biblie? Care este scopul postului? Ce lucruri trebuie, este bine să însoțească postul? Când să postim? Sunt multe întrebări, nu vom reuși să... Da? Spune, frate Sandu. Eu am vrut să spun. Da. Am gândit despre un exemplu despre cineva care a postit pe când aștepta mântuirea lui Israel. Da, ajungem și acolo, pentru că Ana era menținea, Ana este la subiectul când, cum să menținem relația vie între noi și Dumnezeu. Ana a menținut relația vie între ea și Dumnezeu prin post și rugăciune, zi și noapte în templu. Asta... Da, numai că urmează după asta. A posti nu trebuie o definiție oarecare. A te abține de la mâncare, de la băut, un timp hotărât. Am să dau două exemple. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, ca pe urmă o să trecem, să le luăm pe rând pe fiecare. Este vorba de Estera 4:16. Estera a trimis după, să spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa, postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce îi poruncise Estera. Care a fost motivația acestui post? Numai de dragul de a posti, nici de cum. Ei erau într-un mare pericol. Poporul din Israel, departe de patrie, împrăștiat într-un vast imperiu, au fost o pradă foarte ușoară pentru verosul Mardoheu, care a vrut cu orice preț să-i distrugă, întocmind o stratagemă prin care a primit chiar aprobarea împăratului ca să-i distrugă din tot imperiul. Bineînțeles că trebuia, adică ce rău, dacă va băga în misteria lui Ahasveros 10.000 de talanți de argint, de care împăratul nici nu avea nevoie. A zis, ia-ți poporul, ia-ți talanții, fă ce vrei cu ei. A
Aici intervine împărăteasa Estera. Împărăteasa Estera, pe numele ei, evreiesc? Împărat. Cum o chema oare? Hadassa. Hadassa, cum știam. Pe numele ei evreiesc, Hadassa, care înseamnă mirt sau bucurie. Aplică o stratagemă mult mai înțeleaptă decât a lui gărosului Haman și reușește ca să-l condamne, ca acesta să fie condamnat la moarte și spânzurat exact pe spânzurătoarea care pregătise el lui Mardoheu. Nu-l vedem pe Dumnezeu în cartea Estera apărând în spatele acestor evenimente. Nu-l vedem apărând direct, ci numai în spatele acestor evenimente. Vedem providența divină care a ajutat poporul pe care îl iubea să nu cadă în plasa lui Haman. Și astfel poporul a fost salvat, Mardoheul a fost ridicat la funcția lui Haman, era un fel de prim-ministru pe vremea aia, adică primul după împărat. Datorită postului, situația a fost salvată. Ca portret de femeie, de frumusețe trupească și sufletească, feminină, Estera era plăcută la chip, modestă la suflet, înțeleaptă, smerită, curajoasă, dar totodată perseverentă. Iar nu a stat liniștită în palatul ei, știind că poporul ei merge la pieire. De aceea a făcut acest post, a chemat pe împărat la un ospăț, pe urmă la al doilea și astfel l-a dat de gol pe Haman. Ca Mardoheu, exemplu pentru toți bărbații, a căutat binele poporului său, vom vedea că are un exemplu și mai complicat decât al lui Mardoheu, și a vorbit pentru fericirea întregului popor. Mai aproape de noi, cu câțiva anișori buni, Matei în 4:1-2 ne spune că după botez Domnul Iisus a fost dus de diavolul în pustie ca să fie ispitit. Acesta a postit 40 de zile și 40 de nopți, și după ce diavolul l-a ispitit în toate felurile, l-a lăsat pentru o vreme. Deci acest eveniment pomenește și Matei, pomenește și Marcu și pomenește și Luca. L-am luat pe cel din Luca, care mi se pare cel mai concludent. Da. De Duhul a fost dus în pustie. De Duh, scuze-mă, de Duhul a fost dus, a spus diavolul. Da. Da, din... Ați înțeles cu toții că n-am vrut să zic așa. A fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Ca să fie ispitit. Și acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. Mulțumesc, frate, că altfel rămânea... Da. Care a fost rezultatul postului? Ne-o spune cineva. Domnul l-a biruit pe diavol. Domnul l-a biruit pe diavol și Luca ne spune că Iisus, plin de puterea Duhului, a plecat în Galileea, unde i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Deci, practic, Domnul Iisus s-a încărcat de Duh Sfânt și astfel a sfârșit postul celor 40 de zile. În Fapte 13:1-2 aflăm că în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba numit Niger, Simon numit Niger, Luciu din Sirene, Manaen și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Ce ne învață pe noi aceasta? Ne învață un lucru foarte, foarte important. Orice acțiune importantă din bisericile primare se lua cu post și rugăciune. Și nu mai continui, că am vrut să zic ceva, că oare. Da. Deci deciziile importante se luau prin post și rugăciune. Acum se iau cu majoritate.
De-aia am spus că mă opresc, nu mai zic nimic. Asta zic că se subînțelege. Câteva tipuri de post care apar în Biblie. Postul colectiv. Este postul la care participă un oraș, participă întreaga națiune sau participă o biserică. Un exemplu îl avem în Judecător, 20:26. Unde ni se relatează că tot poporul a postit până seara pentru a avea biruință contra tribului lui Beniamin. Și în urma postului, ați citit cu toții pe acolo, știm că beniamiții au fost învinși și 26 de mii oameni care au luptat, s-au salvat doar 600, încât seminția lui Beniamin aproape că a fost distrusă în întregime. S-a salvat tot prin voința lui Dumnezeu, dar aici e mult de vorbit și așa că rămânem că au postit până la apusul soarelui pentru a primi învingerea împotriva beniamiților. În 1 Samuel și 1 Cronici se arată cum vitejii din Iabes au postit câte zile? 7 zile. Ca să nu mai... Asta. Au postit 7 zile de doliu pentru moartea regelui Saul. Am să redau pasajul din Cronici, 1 Cronici 10:12, s-au sculat toți oamenii din vitej, au luat trupul lui Saul și trupul fiilor lui și le-au dus la Iabes și au postit 7 zile. Tot la fel a postit și David cu vitejii lui când a auzit de moartea lui Saul și a lui Ionatan. A fost mare jale pentru David, mai ales când a auzit că Ionatan, prietenul lui, murise. Și apare un semn de întrebare. Totuși, David ajunge împărat și domnește, nu știm sigur câți ani, până când apare o foamete în Israel. Și foametea aia se datora datorită faptului că, bineînțeles că David întreabă pe Domnul, se datorea faptului că Saul încălcase un jurământ cu gabaoniții, făcut cu mult timp înainte. Și atunci, foametea îi spune lui Saul că trebuie să vorbești cu gabaoniții, să vezi din ce cauză. Vorbește cu Domnul și gabaoniții cer 7 feciori de-ai lui Saul să fie spânzurați pe înălțimea din Gibea. Se întâmplă acest lucru, atunci își aduce aminte David de oasele lui Saul și ale lui Ionatan, care erau îngropate sub un stejar în Galad. În Iabes? Așa? Sub un stejar, Iabesul Galadului. Practic așa zicea. Merge și adună oasele lui Saul și ale lui Ionatan, împreună cu oasele celor 7 feciori și le face o înmormântare împărătească. Să nu uităm, Saul a fost împărat și nu i s-a pregătit și nu i s-a făcut o înmormântare așa după rangul lui, după vremurile alea. Acum aici apare un semn de întrebare. Așa, după aceea le adună oasele la toți, îi înmormântează în țara lui Beniamin, la Țela, în mormântul lui Chis, tatălui Saul. Tot pământul este al meu, zice Domnul. Oare cât de important este unde suntem sau unde ne găsim odihna? Somnul, cum se zice. Pentru că noi știm că Iosif, când a fost în Egipt, ce le-a spus israeliților? Ce i-a pus să jure? Jurați că atunci când vă va cerceta Domnul, o să luați și oasele mele și o să le duceți cu voi. După cum s-a și întâmplat, el a fost înmormântat în Egipt, dar pe urmă i-au luat oasele și le-au dus și le-au înmormântat. Unde? În peștera Macpela. Nu. Acolo a fost altcineva mormântat. La Sihem, unde Iacob cumpărase de la Hamor, o țarină, Hamor, pe care îi omorâse, și pe Sihem îi omorâse fiii lui Iacob, atunci când au necinstit-o pe Dina. Deci acum, poate că știți mai bine, are vreo importanță sau nu locul unde ne odihnim? Da. Te rog. Deci, în
cazul care l-ai amintit are o mare importanță. Iosif, fiind din Egipt, a adormit cu speranța și gândirea la țara făgăduită. Da. Și el credea că Dumnezeu, în țara care a făgăduit-o lui Israel, acolo, acel Dumnezeu poate să învieze și pe morți. Amin. Amintiți că era fiul lui Avram, care a dat pe Isaac. Exact. Da. Și cred că pentru noi e o învățătură. În sensul că nu trupul acesta poate moșteni împărăția lui Dumnezeu, da, ci așa. Faptul că noi să adormim în speranța cu țara făgăduită. Amin. Să nu adormim în Egipt. Pentru copiii duhovnicești. Frumos, mulțumesc. Da? Acum să mai zic și eu ceva. Da. Cred că Iosif s-a gândit la promisiunile lui Dumnezeu și a dat o învățătură prin faptul că a cerut acest lucru ca nimeni să nu se gândească că va face un palat la profeți să -i învie în Brooklyn sau în altă parte în lume. Și că profeții vor fi la Ierusalim. Frumos. Dacă ar fi fost atenți, nu în zadar Iosif o zis, duceți oasele mele acolo. Da. Deși, cum am amintit fratele Ionică, nu oasele acelea vor învia. Exact. Ci trupul acela pe care Dumnezeu îl va da celor care îi va învia. Și la profeți, la faza pământească, nu oasele acelea vor fi adunate și făcute. Ci ei vor învia, pardon, în Zaharie zice, vei vedea din nou bătrân cu toiage în mână pe ulițele Ierusalimului. Adică profeții vor învia acolo, da. În Ierusalim și nu în altă parte pe glob, cum gândeau unii oameni. Așa. Să le facă palat. Exact. Și să-i aștepte acolo. Voi mai da în continuare un post colectiv pe care îl găsim în Ezra. În Ezra ni se spune în felul următor. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie împotriva Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită. Deci, fiți atenți, miza, o călătorie fericită. Pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și acum urmează ceva foarte frumos. El a fost pe lângă împărat. Nu știu ce funcție avea, dar în orice caz avea funcție foarte mare. Pentru că uite ce zice mai încolo. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașilor pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Care a fost miza? O călătorie. O călătorie ușoară. Dar întreb eu, oare noi astăzi nu călătorim? Ba da. Oare astăzi nu sunt vrășmași pe toate drumurile? Ba da. Oare noi facem ca Ezra? Aici nu. Vreau să-mi dați niciun răspuns, pentru că fiecare în dreptul lui... Aș vrea să dau un răspuns un pic indirect la asta, dacă faci. Da. Ai citit din Matei 6 cu 18, că noi când postim, să nu facem ca ceilalți care... Așa, sluțesc fețele. Așa. Ci să ne spălăm fața și să ne ungem cu un de lemn. Dar el când a postit, în 10 cu 3, spune că nu și-a uns deloc părul în 2 săptămâni. 3 săptămâni. Deci se pare că la noi ne vorbește un pic mai mult decât lui Daniel. Să avem grijă că atunci când postim, să nu ne arătăm oamenilor, pentru că Romanii 2 cu 11 spune că în fața lui Dumnezeu nu s-are vedere fața omului. Exact. Și așa că nu dacă ne spălăm noi pe față sau ne ungem părul, Dumnezeu iubește mai mult. Și dacă noi atunci când postim, într-adevăr, în trupul acela, ne ungem pe capul nostru cu un de lemnul care vine de la Marele Preot, și dacă fața noastră este chipul lui Dumnezeu,
Da. N-o să, timpul a cam trecut, nu o să reușesc să termin eu ceea ce mi-am propus. Dar voi încheia cu un îndemn. Dragilor, să nu postim numai cu burta. Să postim și cu limba. Să nu vorbim pe nimeni de rău. Să nu bârfim pe nimeni. Să postim și cu resursele noastre financiare. Adică să fim milostivi. Să dăm celui ce nu are. Și atunci, lumina ta va răsări cazorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Isaia 58:8. Fie ca Domnul să ne ajute să învățăm și să urmăm Evanghelia lui Hristos, să împlinim Evanghelia lui Hristos, adică purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini Evanghelia lui Hristos, ca să putem ajunge la promisiunile nespus de mari și scumpe pe care mi le-a promis Tatăl Ceresc, dacă îl vom urma pe unicul lui Fiul, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Cântarea 127 și cu rugăciunea unui frate sau unei surori vom încheia programul de astăzi. Să fie în continuare și în ziua aceasta cu noi și în zilele care vor urma.
Ne ajută să putem împlini viețile noastre, Sfântă, voia Ta, să putem face și împlini poruncile Tale, în special de noi inimă după Sfântă, voia Ta, ca să putem să ajungem la ținta pe care ai pus-o înainte. Te rugăm, fii Tatăl nostru, cum ai fost și până acum, ocrotește-ne și prin Iisus Hristos să ne speră de orice pată, prin sângele Lui care spală orice pată. Te rugăm să binecuvântezi fiecare inimă care astăzi s-a înținat la acest Betel în numele Fiului Tău preiubit, aducându-ți ție slavă, laudă și binecuvântare, mulțumindu-ți ție că ești Dumnezeul nostru și ne ocrotești din veșnicie în veșnicie să fie slăvit numele Tău. Amin. Amin.